Salutare dragi mei săgetători, bine v-am găsit la o nouă citire. Eu sunt Amos și în următoarele minute sunt tare curios să văd ce îmi vor spune cărțile de tarot despre tine în luna iulie. Dacă și tu ești la fel de curios ca și mine, rămâi aproape de mine. Dragii mei, mai întâi voi extrage o carte din Mesajele Arhanghelului Gabriel. Vreau să văd ce îți transmite mesajul Gabriel pentru luna iulie. Nu uita, te rog, că această etalare este una generală. Dacă nu te regăsești în această citire, înseamnă că nu de la mine trebuie să primești acest mesaj sau pur și simplu universul nu are ce să-ți transmită în momentul de față. Mesajul pentru tine este acesta: ascultă glasul iubirii. nu permite fricii să te îndepărteze de misiunea ta divină. Îți este frică de ceva, îți este frică de cineva, poate. Ai vrea să lași sentimentele să curgă, ai vrea să lași această relație să se dezvolte, dar ești blocat de această frică. Iată că Arhanghelul Gabriel îți transmite să-ți asculți chemarea aceasta a inimii. Să renunți la această teamă, la această frică. Îți voi spune care este energia lunii iulie din punct de vedere numerologic, care este numărul care te reprezintă. Pentru cei din Zodia Săgetător, Energia care pe tine te reprezintă în luna iulie, numărul pe care te rog să-l cauți în plan spiritual și numerologic este 77. Este un număr foarte puternic care vorbește despre spiritualitate, vorbește despre dezvoltarea abilităților spirituale, vorbește despre găsirea căii tale proprii. Ai o misiune foarte importantă în luna iulie să știi. Caută mai multe informații. Uh, ale numărului 77. O să găsești acolo cu siguranță și alte mesaje. Hai să vedem care sunt și mesajele cărților de tarot pentru tine. cei din Zodia Săgetător. Mulți dintre voi sunteți preocupați de anumite științe spirituale, ezoterice. Sunteți într-o căutare. Luna Iulie s-ar putea să vă aducă noi idei despre anumite cărți, despre ce ați putea citi, despre ce ați putea învăța În unele cazuri poate predați, poate vă ocupați de anumite cursuri. Ce te preocupă pe tine în momentul de față aspecte din trecutul tău și viitor luna iulie. Superb, la baza pachetului cartea temperanță, arcana majoră temperanța care semnifică tocmai zodia săgetătorului. Dragul meu, luna iulie pe tine te va reprezenta cu totul. Ești cu totul într-o energie destul de bună, doar că simt să-ți spun aici că este posibil să treci printr-un dezechilibru chimic în organismul tău sau energetic. Ai adunat foarte multă energie nefolositoare pentru tine și cred că trebuie să-ți faci anumite curățări, trebuie să încerci ceva nou în viața ta. Ori, ori e o alimentație sănătoasă ori vorbim despre sport, vorbim despre meditație, poate să mergi într-o zonă verde, ceva aici da, trebuie, trebuie făcut ca să-ți recapeți acest echilibru energetic. Da? Vorbim în mod special în luna iulie despre zona de sănătate, sănătate emoțională și psihică. Ai obosit. Ai obosit pentru că simt că a fost o căutare permanentă aici, pe partea de spiritualitate. Cunoștințe care au venit peste tine, buluc, și nu ai avut timp de niciun fel de respiro. Este momentul să te gândești și la, și la, și la tine. Da. Carta Steaua, 9 de spade și 4 de spade, iată că aici depășești o situație mentală care ți-a dat bătăi de cap, uh, ai avut o anxietate cu privire la o situație anume, sau uh, ai intrat în panică uh, datorită unor evenimente din viața ta și ai preferat la un moment dat să aștepți, să vezi ce se întâmplă. Iată că vine și această vindecare, da? de deci ce ai cartea Steaua. S-ar putea unii dintre voi să aveți legătură cu un vărsător, Aici vorbim despre cineva care îți deschide ochii sau vorbim despre un parteneriat nou care se leagă în viața ta în luna iulie. Există o șansă imensă aici pe care tu o ai și trebuie să o fructifici. Mulți dintre voi sunteți preocupați de, de suflet, de spirit, de evoluție spirituală. Foarte mulți. În trecutul tău apropiat, pajul de băte, cinci de băte și regele de monede Ați avut o dorință să faceți ceva, să vă bucurați de ceva, să creați ceva, însă cred că nu v-a lăsat această persoană care poate fi într-o zodie de pământ. Ați avut ceva discuții legate de, de aspectul ăsta cu persoana aceasta. Ori ați cerut niște bani, ori ați cerut un ajutor financiar, un stimulent financiar care a cam trebuit să vă luptați pentru el. Dacă ați făcut parte dintr-o echipă, aici vorbim despre conflicte, poate. Vorbim despre tot felul de păreri, da? Ca și cum ați fost cel care a încercat să-i țină pe toți pe o linie, dar nu prea a reușit. Pentru că fiecare are adevărul lui. Și pe partea asta de spiritualitate la fel se întâmplă. S-ar putea să încercați puțin cu forța să vă impuneți un anumit punct de vedere. Iar ceilalți consideră că ei deja știu adevărul, consideră că deja urmează o anumită cale și că nu mai este nevoie. Sunt aici discuții pe care le-ați avut în trecutul vostru apropiat. Da? Provocări. Calea credinței, până la urmă, este o provocare continuă. În prezentul tău, asul de cupe, regele de spade, 4 de cupe și 2 de monede. Tu nu știi ce să faci cu această relație în care ești. Ai crezut că această relație te poate vindeca? Ai crezut foarte mult în ea? Uh, repet, iarăși mi-apare această carte de spade, de aer. Da? Aveți o legătură strânsă cu cineva dintr-o zodie de aer. Însă persoana asta a devenit cam orgolioasă, a devenit cam dură. S-a schimbat, nu mai este așa cum o știați voi. Este un personaj care parcă acum își dorește libertate. Își dorește cu totul și cu totul altceva. Vorbe tăioase simt aici. Din acea energie frumoasă care a fost la început, s-a transformat într-un chin într-un într călău. Foarte încăpățânat, foarte orgolios. Și nu știți ce să faceți cu bărbatul acesta, pentru că am senzația că inima voastră încă îi aparține lui. Încă este acolo. 4 de cupe și 2 de monede. Iată. Monotonia, nu se mai întâmplă nimic între noi. Ce facem mai departe de de aici? Încotro mergem. Și cred că am în doi oscilați. Amândoi în în momentul de față, vă gândiți ce să faceți cu această relație. Nu știți încotro va merge. Ce mai am de câștigat eu de pe urma acestei relații? Nu mai vreau. M-am amăgit. Așa simt. Simt că te-ai amăgit. În viitorul tău apropiat, luna iulie, 8 de cupe, 3 de bâte, uh, cavalerul de spade și 2 de cupe. Alergi către persoana aceea, tu ți dorești foarte mult personajul acela în viața ta, acel suflet pereche. Te gândești la el non-stop. Însă este o situație pe care tu nu o poți controla, să știi, din punct de vedere mental. Și nu o poți controla nici fizic. Optul de cupe îmi arată că este posibil să te desparți de această persoană cu care tu ești în momentul de față. Vrei să te axezi mai mult pe tine, vrei să te axezi mai mult pe interiorul tău, vrei să te cunoști, vrei să știi cine ești, de aceea tu tocmai ai acest drum spiritual, ți se deschide drumul acesta spiritual, s-ar putea să faci o călătorie în următoarea perioadă, însă nu încerca să controlezi aspecte care nu țin de tine. Uite. Pajul de spade. Te grăbești, te grăbești puțin, te grăbești să tragi concluzii, te, te grăbești să să tragi așa niște linii foarte, foarte clare. Alergi după ceva, alegi după acest suflet pereche, alegi după această relație, acest schimb de experiență. Voi mai extrage o carte aici. Clarificare pentru Cavalerul de spade. Vrei să te îndrăgostești din nou. Îți dorești să te îndrăgostești din nou pentru că ai senzația că nu ai făcut alegerea potrivită până acum. Vei găsi ceea ce cauți. Cartea Soarele, Arcana Majoră Soarele. Uite câtă lumină este aici. Dar să știi că această carte nu îmi spune neapărat că vei avea acea legătură magnifică la care tu te gândești, ci vorbește foarte mult despre spiritul tău și despre calea ta. Sunt lucruri pe care le vei lăsa în urmă, într-adevăr, oameni pe care îi vei lăsa în urmă și te îndrepți către lumină, te îndrepți către iluminare. Dumnezeu îți arată calea, ți-o netezește, de tine depinde dacă vei urma această cale. Sunt aspecte legate de copilul tău interior care trebuie rezolvate, Întoarce-te la sursa divină. Aduți aminte cine ești tu. Nu ești incomplet. Ești complet așa cum ești. Lasă lucrurile să vină către tine. Dragul meu săgetător, acestea sunt mesajele mele pentru tine. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că mi-ai fost alături. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să dai un like și un share. Pentru mine contează foarte mult și îți mulțumesc cu recunoștință. Până data viitoare îți urez toate cele bune, te îmbrățișez și nu uita te rog să ai foarte mare grijă de tine!